Sumele au fost limitate, sumele pe care le-au alocat au fost până la 500 de milioane de euro, deși alieratele înregistrate erau de peste 100 de milioane de euro. Aș aminti cu această ocazie că noi, atunci când am preluat guvernarea, am preluat-o cu arierate de 4 miliarde de euro. Atunci când am predat guvernarea, în 2012, arieratele scăzuseră la 800 de milioane de euro. Deci noi am redus cu 3 miliarde 200 de milioane de euro arieratele din economie. E, cu toate acestea, în această perioadă de un an de zile, Guvernul USR nu a putut să reducă în continuare nici 800 de milioane de euro, atât cu cât mai rămăseseră atunci când am predat guvernarea. Și al treilea subiect care vreau să-l atac pentru săptămâna trecută este anunțul privind modificarea legii referendumului, în sensul că să scadă pragul electoral la 30% și validarea referendumului cu voturi valabile exprimate de 25%. Ni se pare o propunere care nu este în concordanță cu consolidarea democrației în România, o propunere care împiedică participarea democratică la decizie a populației, deoarece știm că în Constituție este prevăzut că populația își, cetățenii își exprimă suveranitatea prin votul dat la alegeri și prin referendum. Ori, neaplicând un referendum deja validat, se încearcă în acest mod, prin mișorarea pragului referendumului, să se poate lua o decizie cu un număr foarte mic de cetățeni. Practic, prin această lege, dacă 1.500.000 de cetățeni se prezintă la vot, se poate modifica legea fundamentală, spre exemplu, Constituția. Ori nouă ni se pare că această decizie nu este în concordanță cu consolidarea democrației în România, de altfel și în Uniunea Europeană, în 12 state există încă acest prag de 50% plus 1 și acolo unde nu există acest prag, și chiar la aceste la care există acest prag, sunt prevăzute în legea fundamentală, în Constituție, sunt prevăzute obligații pentru cei care inițiază un referendum, mă refer în special la parlamentari, în compensare, în sensul că a inițiat un referendum ca parlament, dacă referendumul acesta pică, automat se dizolvă parlamentul. Și atunci nu se mai poate juca parlamentul de a referendum. Se gândesc foarte bine înainte de a iniția un referendum, pentru că știe că se dizolvă atunci când inițiază un referendum care nu poate să aibă succes. Cu acest prag electoral, inclusiv primarii, președinții de consilii județene, președintele, oricând de acum încolo, pot să aibă probleme majore. Deoarece știm că președinții români sunt aleși cu 50% plus 1 din voturi. Dar de obicei, o singură dată noi am fost ales un președinte din primul tur. De obicei, sunt în turul 2. Ei câștigă 50% plus 1, dar în turul 2 de scrutin. Atunci când inițiezi un referendum cu un prag electoral foarte mic de 30%, oricând poate fi instituit un președinte, că poți să inițiezi un referendum la câteva luni după ce alegi un președinte și el nu are cum să ia 50% plus 1 pentru că nu a luat. El a luat 30% sau 35% și numai în turul 2 a putut să ia 50% plus 1 când s-au grupat alegătorii. Și atunci, pe această lege care instituie acest prag foarte mic, în cadrul unei democrații neconsolidate, oricând de acum în viitor pot să destituie un președinte, pot să destituie un primar. Și primarii, de asemenea, acum sunt aleși cu majoritatea voturilor din primul tur.
În schimb, la referendum trebuie să obțină 50% plus 1. Și atunci, dacă se inițiază un referendum de destituire a unui primar, foarte greu sau foarte puțin vor putea să obțină 50% plus 1 și oricând vei putea să destitui un primar, un președinte de Consiliul Județean. De aceea, noi credem că pragurile anunțate sunt foarte mici și nu sunt de natură să consolideze democrația în este principala direcție de acțiune pe care trebuie să o aibă guvernul, respectiv crearea de locuri de muncă, stimularea dezvoltării economice, pentru că în primele 4 luni nu am avut bugete la comunitățile locale, nu am avut bugete la regii, nu au fost bugete la ministere și trebuie de urgență să intre în licitații proiectele care sunt anunțate pentru anul acesta, deoarece dacă vom merge în acest ritm, vom avea probleme foarte mari și eforturile pe care le-au făcut românii în guvernarea trecută se vor duce pe apa sâmbetei. Obiectiv. De ce nu dai termen? Pentru că obiectivele, țintele pe care trebuie să le atingi sunt legate de economie. Care nu sunt așa de complicate până la urmă. Este vorba de datorie publică a României și deocamdată n-avem 60%, deci cât de cât suntem în ordine, chiar dacă datoria privată este, adică toată datoria României este peste 100 de miliarde, cea mai mare din istoria României în acest moment. Vreau că ați auzit acest lucru. Deci datoria publică, deficitul, care guvernele celelalte foarte blamate reușiseră să-l aducă sub 3%, inflația, tot de economie, ține, nu? Deci sunt lucruri care nu sunt complicat de făcut, dar trebuie să dezvolți economia. Mai e și rata de schimb. Asta trebuie să faci. O rată de schimb stabilă. Nu interesează absolut deloc. Nimic. În schimb, bagă totul în insolvență. Este metoda lor de a crea locuri de muncă. Rezolchim, hidroelectrica, Mecel, toate celelalte. Consumul de energie electrică a scăzut foarte mult, ceea ce înseamnă că economia nu merge. Alt lucru. Pune și legea proprietății arată că nu îi interesează economia. Una dintre condițiile ca să ai o economie stabilă este să ai o proprietate stabilită. O dată pentru totdeauna. În special pământul. Nu? Atât timp cât tu arunci retrocedarea proprietății în 2000, toamna, înseamnă că nu te interesează economia. Pentru că pe pământul ăla nu se poate face nimic. Primăriile nu se poate face nimic. Și persoanele private nu se poate face nimic. Pentru că nu e clară proprietatea. Nu mai vorbim de imobilă. Nu? Deci nu interesează. Mai țineți minte cât tam-tam a fost când s-a făcut acel celebru PNDI. Și spuneau, cum adică să plătească guvernul care vine? Nu se poate așa ceva. Au pus legile proprietății pe masă cu plată din 2017 acolo. Probabil că știu că în 2017 nu o să mai fie la guvernare. Știu că până în 2017, la revedere. Lumea își dă seama de ce sunt în stare și nu or să mai fie la guvernare și atunci să plătească alții. De fapt, asta e ideea. Nu? Este evident că nu fac nimic pentru economie, decât taxe și impozite. Problema, după părerea mea, este că în felul acesta oamenii or să aibă mari. Deja se vede foarte clar, investițiile scăzând foarte mult, numărul de locuri de muncă a scăzut foarte mult. După cum vedeți, șantierele pe infrastructură nu se văd, nu s-a blocat drumul pe nicăieri. Cum era fiecare primăvară când începeau marile probleme cu blocatul drumului, că începeau lucrările. Acum
Nu? Mai întreb încă o dată, că n-am primit niciun răspuns. Nu pot să facă, să continue centura de sud a Craiovei în loc să facă licitație pentru Craiova-Pitești. Nu pot să continue Craiova-Calafat în loc să facă licitație pentru Craiova-Pitești. Nu de altceva, dar în mai, iunie, se termină pod. Nu? Mai întreb, că n-a răspuns nimic. Banii care erau alocați pentru... Banii erau alocați pentru centura de sud, pe partea stălaltă este credit de la BEI, Banca Europeană de Investiții. Nu interesează. În schimb, propun în continuare, bezmetic complet, cum se cheamă la studiu tehnic, sau nu știu cum se cheamă, tehnico-economic, da? Pentru autostrada Iași-Târgu Mureș, ați văzut? A fost, au respins prășeii în guvern, că era prea scump. Și acum și-o aruncă unii de la alții. Șoba lui Fenechiu și Fenechiu lui Șoba. Nu se știe precis care se ocupă de această lucrare, dar este încă o licitație. În condițiile în care Coridorul 4 e oprit. Oprit. Acum avea termen de finalizare. Acum, în mai iunie. Și cum se mai lucrează cu licitațiile noastre. Și oricum, exact ce spune domnul deputat, ce se mai lucrează încă, se lucrează pe licitațiile făcute anul trecut, acum 2 ani. De către guvernele noastre. Deci nu e posibil să oprești absolut totul. Toată economia. Tot. Am fost ieri la Vâlcea. Moare orașul. Moare. Și nu se ocupă decât de a spune pornim într-o lună, pornim în 2 luni, pornim în 3 luni. Unii spun așa, alții spun dăm afară 1000, dăm afară 2000. Deci este o debandadă fără margini. Acest guvern n-are nicio legătură cu realitatea. Nimic. În schimb, se ocupă de referendum. Mi se pare un domeniu foarte interesant. Vreau să vă spun ceva. S-o facă 30%. Că va fi sport național de demis primari. Vă spun eu. Așa, după părerea mea de experiență în politică. Știți câte semnături trebuie să strângă acum în legea administrației? 25%. Deci va fi mai greu de strâns semnăturile ca să faci referendumul decât să demiți primarul cu 15%. Vă rog să mă iertați. Face socoteala la legea comună. 2000 de votanți? Nu? 75 la Creva. La Creva e mult de strâns semnăturile. Cu toate că, în mod normal, ar trebui să modifice legea administrației, pentru că avea o logică. Trebuia să strângi 25% semnături, adică jumătate din cei 50% care, teoretic, trebuiau să se prezinte la vot. Nu? Ca să se vadă că există o șansă ca acel referendum să treacă, să aibă un rezultat. Nu? Acum ar trebui să spună 15%. Și atunci va fi un sport de vară național. Cu 15% semnături și 30% prezență la vot. 25% validare. Vă rog să mă iertați, dar nu va fi niciun fel de problemă. Faceți o consumoteală la 2000 de votanți, 700 de prezenți la vot, 350 de... În mod normal, trebuie să-i sprijin pentru chestia. Că ei au cei mai mulți... Problema este că nu pot să sprijin o chestie aberantă, pentru că aruncăm în aer toată administrația. Ne mai vorbim de faptul că o Constituție se poate aprova cu 15% vot. Dar ăștia sunt cetățenii active români. Da, dar trebuie cumva să-i împingi de la spate să vină la vot, mai ales pentru Constituție. Nu? Nu se poate să faci așa, o asemenea chestie. Nu? Deci lucrurile acestea
după părerea mea, arată care este nivelul de cunoștințe de a guverna a acestui guvern. Zero. Zero. Și o să ne ducem la vale, pe românește, cu economia și o să guverneze nu știu ce. Pentru că nu e posibil să se întâmple această situație. Cum spunea domnul deputat, economia în zona euro nu e foarte extraordinară. Dacă noi mergem rău, adică nu încercăm să ținem ritmul, dacă ei mei rău, noi o să mergem foarte ajuns, în care am stabilit niște linii comune de acțiune în următoarea perioadă, pe cele trei direcții pe care trebuie să le facem în prima, în foarte repede, următoarele aici încolo, în permanență, pe organizare, pe opoziție și pe comunicare, pentru că trebuie neapărat să ajungem la dumneavoastră și la oamenii noștri, la membrii noștri, cu ceea ce vrem să facem. Consider că o acțiune comună pe Oltenia ne va aduce un avantaj în condițiile în care avem, într-adevăr, o problemă în Oltenia, din punct de vedere politic. Sunt județe care sunt conduse de PSD și județe complicate, cu Gorj, unde este primul ministru, cu Dolj, unde este președintele Camerei Deputaților, cu Vâlcea, unde e un prim secretar de pe vremurile antologice, dinainte de 89, da? Un Mehedințu în care s-au întâmplat un felul de cutremure. Deci lucrurile nu sunt simple, dar în același timp se vede clar că oamenii au început să realizeze ce au votat. Nu pot să-i blamez cumva că au votat în acest fel, dar acum încep să realizeze ce au votat. Măcar poate cei din Craiova poate se trezesc după ce s-a întâmplat acum vreo două săptămâni cu declarațiile unui parlamentar de Dolj de Craiova, un senator, o senatoare. Da? Tot felul de lucruri. Ca să vadă pe cine au votat. Nu am altă... Îi întreb. Au realizat pe cine au votat. Pe o doamnă care acum stă pe la un cămin de la educație, am înțeles, nu știu. Deci este ceva, pentru mine, sunt lucruri inimaginabile. Nu? Că a luat bani de la antenă ca să le facă reclamă, nu știu, n-am înțeles nimic, că acum copilul lucrează la educație. Deci este ceva foarte și care acum spune că nu, USR-ul nu face ce trebuie. Deci este antologic ce se întâmplă. Nici măcar acum nu susține. Și acest parlamentar a fost votat de Craiova. 65%. Am să-ți dat cea cu criticați. Nu suntem de aceeași părere că USR-ul... USR-ul, da. Dar eu vorbesc de ceea ce spune ea. Eu mă spune că USR-ul nu face ce trebuie. Bun. Că s-a fentat. Ia. Ceea ce înseamnă că s-a fătat și oameni, omul, da? Care a votat. Păi dacă tot s-a înșelat, nu-și dă demisia. Nu pleacă. A bătut doi primari ai Craiovei. Nu, doamne, să plece. Putem să rămânem decât cu doi senatori. Da, vorba lui domnul deputat, uite, eu nu m-am gândit la chestia asta. Craiova să realizeze că a bătut această doamnă în alegeri doi foști primari ai Craiovei. Nu? Și acum face ce face pe acolo, pe la București. Bun. Deci, vă spuneam de activitatea pe care acum trebuie să o desfășurăm în calitate de vicepreședinte regional. Văd că s-au luat și PSD-știi după noi. Au și ei aceleași funcții. Am fost vineri la Olt, la birou permanent județean, sâmbătă la Vâlcea. Am avut întâlniri tocmai pentru a vedea care este situația. Oamenii noștri se mișcă. Realizează că trebuie să ne aranjăm foarte repede în poziții, că trebuie să reluăm unele locuri lucrurile de la